După ce a avut loc dezbaterea publică pe marginea bugetului, urmează ca aleșii locali să voteze proiectele de hotărâre privind aprobarea acestuia. Instituții precum Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Casa de Cultură Ile Caragiale, Clubul Sportiv Municipal sau Parcul Memorial Constantin Stere își vor primi banii pentru 2015, dar vor fi făcute estimări și pentru intervalul 2016-2018. Administrația locală va cheltui cu 61% mai mult decât anul trecut iar acest lucru va fi posibil deoarece bugetul pentru 2015 va fi unul ce va rămâne în istorie, este de părere primarul Iulian Bădescu. Acest este cel mai spectaculos buget din istoria Puloieștiului de după 1989. Asta prin prisma faptului că pentru prima dată în istoria Ploieștiului avem un buget alocat cel puțin investițiilor în acest an de aproape 90 de milioane de euro, vorbesc de peste 400 de milioane de roni asta datorită faptului că împreună cu colegii mei am reușit să accesăm fondurile europene care deja le vedeți implementate în municipiul nostru care însă la rândul lor ne obligă și pe noi cu cofinanțare, co o cotă de cofinanțare e mică cei drept în raport cu ceea ce obținem de la fondurile europene, însă trebuie să ținem evident de ea în, implementarea acestui proiect. Eu cred că este un proiect care înseamnă pentru orașul nostru, în același timp, un an revoluționar din punct de vedere al infrastructurii sociale, din punct de vedere al infrastructurii culturale, sportive, parcuri. Cele mai mari creșteri prevăzute de noul buget se vor înregistra la cultură, recreere și religie, capitol la care cheltuielile se triplează în 2015 față de 2014. De asemenea, vor crește cheltuielile cu asigurări și asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, dar și cu iluminatul public, unde se prevede că va exista o creștere a cheltuielilor cu aproximativ 21,1%. Pe de altă parte, la capitolul învățământ vor scădea cheltuielile cu personalul, iar la Zoobucov sumele pentru întreținerea animalelor se vor diminua și ele. Maniera în care a fost împărțit bugetul local pentru 2015, de ce există discrepanțe majore între instituții, dar și în ce în măsură plăieștenii vor fi afectați de reducerile bugetare, aflați în această seară la neconvențional, acolo unde în platou, alături de Rodica Buliga, se va afla Paul Palaș, președintele Comisiei de Buget Finanțe a Consiliului Local.